Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Palatul Administrativ al Consiliului Județean al Județului Maramureș. Pentru noi astăzi a fost o zi grea, de aceea am întârziat puțin și îmi cer scuze, pentru că tocmai am terminat ședința Consiliului Județean ordinară a lunii decembrie și au fost o serie de activități, pentru că astăzi, de dimineață, am marcat, alături de instituțiile județului Maramureș, ziua Revoluției. Astăzi se împlinesc, practic, 33 de ani de la Revoluția care avea să pună capăt comunismului în România. Și am spus de dimineață, în discursul meu, că cel mai important lucru pe care noi îl avem de făcut este să transmitem generațiilor următoare ce înseamnă cu adevărat comunismul, ce înseamnă ororile comuniste, ce înseamnă sacrificiul pe care mulți oameni l-au făcut în decembrie 89 pentru ca noi astăzi să putem să nu fim de acord unul cu celălalt. Mă refer la nivel instituțional și personal. Să putem comenta pe Facebook. Să putem să scriem diverse lucruri. De bine sau de rău. Este irelevant. Important este că putem. Că avem această libertate pe care părinții noștri n-au avut-o. Ba mai mult se ascundeau și când făceau o glumă. Astăzi avem libertatea de a face câte glume vrem. Pentru că înaintașii noștri au avut curajul să facă Revoluția din decembrie 89. La Revoluția din decembrie 89 au murit oameni. La Timișoara, la București și aici, la Baia Mare. Pentru ca noi, astăzi, să putem gândi liber. Să putem vorbi liber. Să fim liberi. Și dacă vă veți uita pe coroanele pe care cu toții le ducem la aceste evenimente comemorative, veți vedea că scrie pe ele recunoștință eternă eroilor români. Trebuie să înțelegem ce înseamnă asta. Înseamnă că noi, din generație în generație, trebuie să le fim recunoscători celor care ne-au oferit țara așa cum este ea astăzi. Nu știm cum ar fi arătat România dacă am fi rămas în comunism. Știm că sunt multe de făcut ca lucrurile să meargă mai bine. Știm că avem multe restanțe pe multe capitole. Dar avem libertate. Și spun aceste lucruri aici pentru că aici sunteți elevi de 10, olimpici, oameni care ne veți reprezenta peste ani. Oameni care peste 10-15 ani veți prelua frâiele în comunitățile voastre. În comunitatea noastră, în județ sau poate în alte părți. Oameni care excelați deja la diverse materii. Oameni care ne faceți mândri. Oameni care gândiți. Și cred că este important aportul pe care voi îl veți avea în viitor. Am invitat aici olimpicii județului Maramureș. Profesorii. Părinții. Pentru că, nu-i așa? Excelența fără părinți, fără profesori, nu se poate face. Oricât de
dotați am fi din punct de vedere intelectual, profesorul, părintele are un rol esențial în cariera noastră. De aceea vreau să vă felicit, dragi părinți, pentru tot ceea ce faceți pentru copiii dumneavoastră, pentru că sunt convins că nu de puține ori faceți sacrificii inumane ca, virgulă, copiii dumneavoastră să poată face performanță. Vă felicit, dragi profesori, pentru tot efortul pe care îl depuneți, pentru rezultatele deosebite pe care le aveți în educația copiilor noștri a Maramureșului, iar pe voi, dragi elevi, vă felicit special pentru tot ceea ce faceți. Ne faceți mândri, ne faceți bucuroși că avem în județul Maramureș foarte, foarte mulți olimpici. Asta mă bucură foarte mult. De aceea, anul trecut am susținut organizarea 10 Olimpiade Naționale aici în Maramureș. Pentru că eu sunt convins că doar prin excelență, prin promovarea excelenței, prin susținerea excelenței, putem cu adevărat să devenim un județ puternic, un județ care să conteze atât la nivel național cât și internațional. Și muncim pe fiecare capitol în parte, dar aceste lucruri se pot face numai împreună. Împreună cu fiecare dintre voi care veți pune umărul pe viitor la clădirea județului Maramureș și la ducerea lui acolo unde ne-l dorim cu toții. Încă o dată vă felicit, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și pentru că vin sărbătorile. Vă urez tuturor Crăciun fericit și un an cu cât mai multe rezultate. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori și părinți. Succes tuturor! Mulțumim, echipa gazdelor se completează cu domnul vicepreședinte Radu Trufan și de asemenea din partea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, domnul Pop Mihai și domnul Muntean Ioan. O să-i rog să vină mai aproape alături de domnul președinte să facem o echipă, pentru că avem o sarcină dificilă, dar atât de plăcută, acum pe final de an, când avem atâția oameni minunați aici. Sunt pregătite deja acele diplome. Nu uitați să treceți pe la colegele mele. Vă mulțumesc celor care deja ați completat documentele. Și vom începe cu primul nume care l-am aici pe listă. Este de la Colegiul Național Vasile Lucaciu. Este vorba de Știrbu Andrei Valentin. Rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Matematică. El este în clasa 10-a. Felicitări, succes! Felicitări, Valentin! O să avem o sesiune foto, așa că nu ne grăbim. În cele ce urmează, ne vom întâlni cu un loc întâi la Olimpiada Națională de Limbă și Literatură Maghiară Maternă, Mikeș Kelemen, la Dani Laura, din clasa 8-a, de la Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Baiana. Felicitări! În cele ce urmează, revenim la matematică. Olimpiada Națională de Matematică pentru clasele 5-12, în clasa 8-a, Dragoș Victor Vasile. Colegiul Național, Vasile Lucaciu. Locul întâi și o medalie de aur. Este reprezentant în lotul României pentru Olimpiada Balcanică de Matematică, de unde s-a întors cu rezultate extraordinare. Felicitări! Succes! Acum am să ne invit alături de noi pe Bolo Garon, de la Liceul Teoretic Nemet Laslo din Baia Mare, locul 3 la Olimpiada Națională de Limbă și Literatură Maghiară Maternă, Mikeș Kelemen. Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, Petre Nciuc, Daniel. Colegiul Național, Vasile Lucaciu, Baia Mare.
Școala gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare va fi reprezentată de rusul Raisa Maria, premiul întâi la concursul național transcuricular de lectură și interpretare Ionel Teodorean. Este în clasa 7. Clasa 12 a Colegiului Național Mihai Eminescu Baia Mare, premiul întâi la Olimpiada de Limbă Spaniolă. Este vorba de Cumpan Andreea. Olimpiada Națională Aria Curriculară Tehnologie, domeniul electronic, automatizări, telecomunicații, Tarva Bogdan Alex, Colegiul Tehnic George Barițu Baia Mare, premiul întâi. De asemenea, premiul întâi, Colegiul Național Dragoș Bodă, Sighetul Marmației, Sindreștean Darius Alexandru, Olimpiada Națională de Chimie. În cele ce urmează, rămânem în Sighet, Olimpiada Națională de Limbă Rusă Modernă, Colegiul Național Dragoș Bodă din Sighetul Marmației, premiul întâi, Celeniuc Crina. Un nou premiu întâi, Nechita Alexandra, Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare, Olimpiada Națională de Literatură Română, clasele 5-8. Felicitări pentru premiul întâi. Premiul întâi, Școala Gimnazială Remeț, Covaci Nicolas, Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă. Tot de la Școala Gimnazială din Remeț, tot un premiu întâi, la Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă, Colopelnic Simina. Bravo, Simina! Școala Gimnazială Valea Vișeului, premiul întâi, Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă, Boiciuc Sabrina Irina. Școala Gimnazială Valea Vișeului. Un alt premiu întâi la Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă, de la Școala Gimnazială din Rona de Sus, Volosin Ioana. Liceul Pedagogic Taras Șevcenco, Sighetul Marmației, premiul întâi, Klemkovic Iasmina Maria, Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă. Și printre primii ajuns aici, am spus de la început că voi puncta acest lucru, au fost foarte punctuali. Olimpiada Națională de Muzică, Interpretare Instrumentală Vocală și Studii Teoretice, clasa 9-12, Mârza Ada, Colegiul de Arte Baia Mare. Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde din Sein, premiul întâi pentru Botișan Raul Sepciu. Premiul întâi, Liceul Teologic Pentecostal Baia Mare, Olimpiada Națională de Religie pentru Liceul Teologic Pentecostal Kira Semida, clasa 11-a. Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, Iercoșan Andrei Ștefan, Colegiul Național Vasile Lucaciu. Premiul întâi, felicitări.
Iacuș. Rămânem la Colegiul Național Gheorghe Șincai, în apropiere de noi, Tuș Traian Rareș, senior 2. Premiul întâi la Marea Olimpiadă Națională de Astronomie și Astrofizică. Bravo! Premiul întâi, Colegiul de Arte Baia Mare, Breban Daniel, Concurs Național de Interpretare Instrumentală Lira de Aur. Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare, premiul 2, Lăpuște Larisa Bianca, Olimpiada de Limbă Italiană. Liceul Teoretic Emil Racoviță din Baia Mare, Ciorba Roxandra Bianca, Olimpiada Națională, Aria Curriculară Tehnologii, Domeniul Industrie Textilă și Pielărie. Felicitări! Olimpiada Națională de Limbă Rusă Modernă, Nan Regina, Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighetul Marmației. Premiul 2. Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Modernă, Grijac Alexion, Școala Gimnazială Roma de Sus. Dacă ați venit să ne colindați, acum veniți la noi, tot mai des. Școala Gimnazială Valea Vișeului, premiul 2, Turcina Andreea Nicoleta, Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Modernă. Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă, Rebecca, Școala Gimnazială Valea Vișeului. Moldovan Nica Angelica, de la Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă, s-a întors cu premiul 2 pentru Liceul Pedagogic Taras Șevcenco din Sighetul Marmației. Premiul 2 la Olimpiada Națională de Muzică Interpretare Instrumentală pentru Sulițanu Denis, Colegiul de Artă Baia Mare, clasa 6. Bravo, Denis, bravo, susținătorul. Vreau să aud din nou echipa. Olimpiada Națională de Muzică, Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice, Rosenbaicher Francesca. Colegiul de Arte Baia Mare. Eduard Cismadia, Colegiul de Arte Baia Mare, premiul 2. Olimpiada Națională de Muzică, Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice. Premiul 2 merge la Liceul Teoretic Ioan Buteanu din Șumcuta Mare, Tornoi Laura Victoria, Concursul Național de Geografie, Terra, Microolimpiada de Geografie. Școala Gimnazială Lucian Blaga din Forcașa se mândrește cu premiul 2, adus de Dragoș Mihai Ciprian, Concursul Național de Geografie, Terra, Mica Olimpiada de Geografie. Clasa 7. Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, premiul 2, Țicală Andrada Ioana, Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă. Aceeași Olimpiadă Națională de Religie Ortodoxă a adus un premiul 2 la Liceul Teoretic Petru Rareș, Lazar Marian. Felicitări!
În premiu 2 a venit la Liceul Teologic Pentecostal din Baia Mare, Olah Andreea Bianca, Olimpiada Națională de Religie, Alianța Evanghelică. Aceeași olimpiadă, de data asta pentru clasa 8-a, premiul 2, Mura Clara Noemi. Olimpiada Națională? Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, Mesa Roșu, Rosana Beatriz. Colegiul de Arte Baia Mare. Premiul 2, Liceul Teoretic Ioan Buteanu din Șoncuta Mare, Sima Mihai Florin. Concursul Național de Geografie, Terra, mica olimpiadă de geografie. Olimpiada de limbă italiană, Oanea Lorena Letizia, Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare. Tot la limba italiană, Kindri și Ioana Denisa, Colegiul Național Mihai Eminescu, Baia Mare. Olimpiada Națională, Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Electronic, Automatizări, Telecomunicații, Bayrac Iomer, Colegiul Tehnic, George Barițiu, Baia Mare. Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă, Hapka Crina Oana, Școala Gimnazială Rona de Sus. Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană Maternă, Nistor Mihaela Iasmin, Liceul Pedagogic Taras Șevcenco, Sighetul Marmației. Bocoș Enică, Olimpiada Națională de Limbă și Literatură Maghiară Maternă, Mikeș Kelemen. Profesor coordonator al elevei Lara din Lara. Boroica Gabriela, Olimpiada Națională de Matematică. Profesor coordonator pentru elevul Știrbu Andrei Valentin. Colegiul Național Casei de Lucaciu, dacă este cineva. Bozântan Ștefana, Concursul Național de Interpretare Instrumentală Lira de Aur, profesor coordonator pentru Preban Daniel. Nu, nicio problemă, dați dumneavoastră. Bretan Andrei, Colegiul Național Casei de Lucaciu, Baia Mare. Domnul profesor Buxbaum Claudiu, Colegiul Tehnic George Barițiu, Baia Mare. Doamna profesor Klemkovici Mariana, Școala Gimnazială Rona de Sus. Chiar ea, acum chiar ea. Felicitări. Fac fotografie între bărbați așa frumos. Și o echipă. Doamna profesor Codrea Emilia, Liceu Pedagogic Taras Șevcenco, Sighetul Marmației. Doamna profesor Covaci Ana Maria, Școala Gimnazială din Remeț. Crăciun Barbu, Olimpiada Națională de Arte Vizuală, Arhitectură și Istorie Artelor.
Colegi de artă Baia Mare, felicitări. Aveți rezultate foarte bune. Dan Ștamara, Colegiul Național Dragoș Vodă, Sighetul Marmației. Tot dumneavoastră. Doamna Dragoș Ștefania, Colegiul de Arte Baia Mare. Felicitări. Dudca Nicolae, Școala Gimnazială Valea Vișeului. Doamna Enache Nița, Colegiul Național Dragoș Vodă, Sighetul Marmației. Premiul întâi, Olimpiada Națională de Chimie. Doamna Feder Liliana, Colegiul Național Mihai Eminescu, Baia Mare. Domnul Feldman Felix, Colegiul de Arte Baia Mare. Olimpiada Națională de Artă Vizuală, Arhitectură și Istoria. Felicitări! Domnul Herțeg Ștefan, Colegiul de Artă Baia Mare. Olimpiada Națională de Muzică, Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice. Felicitări domnului Herțeg și îi mulțumim, a fost unul dintre cei mai punctuali de astăzi și a avut răbdare până la acest moment foarte important și îi mulțumim pentru rezultat. Să fie într-un ceas bun. Doamna Horga Ioana Maria, Colegiul Național Gheorghe Șimpea, Baia Mare. Olimpiada de Limba Italiană, felicitări. Doamna Corșoi Magdalena, de la Liceul Teoretic Nemet Laslo din Baia Mare. Colegiul de Arte Baia Mare, domnul Catoca Felix. Olimpiada Națională de Muzică, Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice. Doamna Lihet Florica, Liceul Teoretic Tehnologic Agricol Alexiu Berinde din SEI.